Salutare oameni și bine ați revenit la reconstrucția Barcelonei. Suntem încă în perioada de transferuri, mai avem cam jumate din ea din câte se pare. Vom face ultimele 2-3 poate transferuri, cine știe, să vedem cine pleacă, cine nu. Și avem și meci cu Atalanta în Champions League, să vedem dacă mergem mai departe. Și începem cu o veste destul de bună. Se plătește clauza de reziliere pentru Umtiti, 91 de milioane de euro pentru unul dintre jucătorii noștri cu picioare de porțelan, ultimul rămas de altfel la echipă. N-o să-i dau contract nou, o să-l las să plece și aducem un jucător de rezervă mai ieftin, că avem deja titulari buni. Și dacă tot l-am dat pe Umtiti pe o sumă colosală pentru nivelul lui, să zicem, ei bine, dacă tot ați zis voi în comentarii că am echipă de Ultimate Team, păi să fie până la urmă echipă de Ultimate Team, așa că mă duc să vorbesc cu cei de la Chelsea pentru transferul lui N'Golo Kanté. Suma pe care o plătesc este mai mică decât am luat pe Umtiti, 90 de milioane 700, mă înțeleg cu Mr. Lampard aici și ne dăm mâna, așa cum negociem direct cu Kanté. Cred totuși că am exagerat un pic cu salariul, puțin cam mare, ce-i drept, dar acceptă, este fericit cu 250.000 și 2 milioane la semnătură și avem acum un CDM care poate să ne țină apărarea, culmea. Dar cum am rămas în doi fundași doar, trebuie să ne luăm și rezervă. Hernandez de la Bayern, eu zic că este un jucător destul de bun, plătim 64 de milioane clauză de reziliere pentru un jucător de 84 overall, rapid, și eu zic că va face treaba, oricum nu o să-l folosim foarte, foarte des, așa că e bun acolo să fie. Am dat cam mult ce e drept pentru o rezervă, dar totuși vreau să am jucători abili, să zicem. Salariul nu este foarte mare, 120.000, și ne strângem mâna cu Hernandez de la Bayern München. O sumă măricică, dar eu zic că e un jucător care merită banii ăștia până la urmă. Transferurile sunt gata și avem meci cu Atalanta. Mai departe în Champions League am trecut de grupe și jucăm cu această echipă. Ronaldo, Mbappé, Griezmann în atac, Kanté intră în teren. Nu va debuta încă Hernandez, dar avem cam cea mai bună echipă posibilă. Și iată și prima fază a meciului cu Ronaldo, acolo care pasează către Nelson Semedo, care în realitate a plecat la Wolverhampton, dar este acolo Ronaldo care scapă senzațional, însă șutează direct pe portar, dar recuperează Mbappé, driblează superb, un hocus pocus, o centrare, este mingea la Semedo care șutează în portar și mingea nu sare la noi. Firar mama ea, dracu. Ratăm mult. Mai departe, iată că au și ei posesie. Poate un atac, poate o recuperare, cine dracu știe. Iată acolo, Hotboyer ajunge la minge. Jones. E acel Jones? L-au luat? Oh, nu. Malinkovski pasează către Muriel. Muriel care poate centra, dar alege să dribleze foarte frumos acolo. E tehnic băiatul columbianu și iată o lovitură de cap peste poartă. Duvan, cred că ăsta, nu? E Zapata. O ocazie destul de periculoasă, la cap nu ne descurcăm aparent, culme. Și după ce ne-am împărțit fazele ca frații în meciul ăsta, vine pauza 0-0 și avem nevoie de niște schimbări. Mbappe va trece atacant, Griezmann însă nu prea mi-a plăcut în acest meci, așa că va intra Bale în locul lui. Suntem undeva prin minutul 78, iată-l pe Son acolo, o pasă către Saul. Saul îl găsește pe Son care se demarcă fenomenal și este în sfârșit 1-0 la Atalanta acasă, boys. Ronaldo de când a venit joacă absolut fenomenal. Iată-l că știe să și danseze alături de băieți. Am creat aici o echipă destul de competitivă, băieți. Chit că am picat cu Atalanta, care nu e cea mai bună echipă, ok. Știu ce o să ziceți, dar asta, că o să dăm noi mai mult ca sigur de alte echipe mai bune. Dar a fost un gol foarte frumos. Saul a pasat senzațional. Iată nouă ocazie pentru noi. Mbappé pasează către Son și acum o pasă bună către Mbappé de la Bale. Mbappé, un dribling superb, un finesc care se duce însă pe lângă poartă. Aproape să facem 2-0 și să cam rezolvăm calificarea, dar uite că ăștia nu sunt de subestimat, se țin foarte, foarte bine. Și meciul se încheie cu un 1-0, băieți. Un meci destul de dificil, pe apărare au stat bine, dar vine imediat returul unde sper să rezolvăm o calificare bună pentru noi și să avem și noi un adversar mai puternic după, n-ar fi rău. Pentru retur însă am decis să-l scoatem pe Griezmann din schemă, jucăm cu Son, Haaland și Mbappé în atac, Thiago revine și el în primul 11, Hernandez debutează în apărare, în rest avem cam cea mai bună echipă posibilă în teren și eu zic că o să reușim să dăm primul gol cu Haaland. N-ar fi rău. Prima fază, Ronaldo pasează acolo în spate. Mingea la Haaland și acum Frenkie de Jong, minge deviată?
Sau așa a șutat el de prost? Așa a șutat el, n-a fost corner. A, uite, fac oamenii selfie aici. Tare. Meciul continuă cu posesia. Sau nu chiar. Am crezut că este posesia lor, dar nu e chiar așa. Mingea la De Jong acum, Ronaldo. Un contraatac letal încă o dată. Haaland cu o pasă superbă către Kylian Mbappé. Pasează acolo la Thiago și este gol. Thiago Alcantara, boys. Iată-l și pe el când scrie, care în realitate s-a dus la Liverpool. Deși mulți ziceau că se duce și în realitate la Barcelona. Era să dau predict, sincer. Sincer s-ar fi dus la Barcelona, cum să nu. Dar este o fază superbă, Mbappé n-a fost golan acolo și a pasat. Și avem 1-0, 2-0 la general. Easy! Din nou posesie pentru Atalanta și se pare că de data asta nu mai putem recupera. De Jong stă acolo în spatele lui Castagne ăla, dar degeaba este Ter Stegen, care este senzațional și iată cum... Un casăm, băieți, v-am zis că nu e de subestimat o echipă precum Atalanta. O echipă care poate face surprize și deja am luat gol acasă, 2-1 la general. Dacă mai luăm un gol, se împute treaba rău de tot, băieți. Un gol frumos totuși, deși puțin norocos. Din nou noi în atac, Haaland acolo cu o pasă către Ronaldo. N-are poziție de șut, dar acum are, băieți, șut în bară. Normal că trebuie să dau și bară în cariera asta, pardon, și în cariera asta. Ce carieră e asta a mea fără bară? Să fim dracu serioși. Și iată cum plecăm din nou la atac cu Saul, care este un pasator excepțional. Chiar a fost un transfer bun, Saul. Heung-min Son către Saul. Uite ce pasă dă omul! Haaland însă încearcă să recentreze, dar degeaba. Ratăm o nouă ocazie mare. Și din nou ăștia ne cam pun sula în coaste, băieți. Pleacă din nou pe contraatac, Muriel este rapid. Iată Duvan, Muriel, ce combinație acolo, Muriel scapă, pasează cu ultimele forțe la Duvan, Muriel însă apără Ter Stegen. Se joacă pe contre, avem parte de un meci foarte, foarte fain, băieți. Dar cam periculos pentru noi ce se întâmplă aici. Mai departe, în returul cu Atalanta, avem o aruncare de la margine. Mbappé încearcă să facă un sombrero flick peste adversar. I-a și ieșit, dacă e. O recuperare a lui Haaland însă, speculăm o pasă greșită și acum este Heung-min Son la minge, cât de agil e omul ăsta. Frenkie de Jong, o pasă către Kylian Mbappé, doamne, doamne, au portar bun, bă, au portar bun, ratăm o grămadă de ocazii, un șut din prima senzațional, însă la fel a fost și intervenția portarului. Dar după ce ocazie avem și un corner, băieți. Batem acolo la bara a doua. Unde este Mbappé? Mbappé! Cu o foarfecă legendară, oameni! Iau, ai, pentru așa gol se cade o așa celebrare minunată. Wow, bă, un gol din foarfecă. Absolut spectaculos. Iată acolo centrarea perfectă. Kylian Mbappé s-a înălțat și bagă direct mingea poartă, fără nici cea mai mică problemă. Ce jucător este Mbappé. Dăm un gol din foarfecă, băieți, în această carieră. Pe final 2-1, e bine. Ne calificăm, dar uite-te la el. Și meciul se încheie, băieți. Calificare. Calificare mai departe în Champions League după o dublă destul de dificilă cu Atalanta, o echipă chiar care merită respect, la fel ca în realitate. Mbappé însă a fost glorios și ne-a asigurat calificarea pe finalul meciului. Perfect! Și mai departe, în Champions League am picat cu Inter, oameni. Avem Liverpool City, ok, interesant meciul ăsta. PSG Atletico și Juventus Real Madrid. Well, avem numai echipe bune rămase, toate cu șanse, zic eu. Mai puțin Inter, evident, că na... Deci jucăm noi cu ei. Dar oricum, cam atât și pentru episodul de astăzi, băieți. Eu sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să lăsați și voi un like. Îmi pare rău că n-am mai postat în ultima vreme, dar am avut niște chestii de făcut pe Twitch, unde sunt live în fiecare zi la ora 19:00, dacă vreți să intrați, inclusiv astăzi. Deci vă aștept și acolo. Pe lângă asta... Ei bine, trebuie să mă grăbesc cu cariera asta, deci o să apară destul de des în perioada următoare, pentru că în mai puțin de 10 zile chiar, cred că, de fapt, da, în mult mai puțin de 10 zile, cred că mai puțin de o săptămână, apare FIFA 21 în Early Access și probabil o să primesc din nou ca anul trecut acces mai repede la jocul full. Deci,
O să vină o carieră nouă, un Road to Glory. O să jucăm pe Twitch Ultimate Team, deci intrați pe Twitch și dați acolo un follow. Și noi ne auzim data viitoare sau în seara asta pe canalul meu de Twitch, link în descriere. Vă aștept acolo. Ciao!